Un prieten îmi povestește ceva, eu sunt spart pe iarbă, mi se duce gândul la cu totul altceva și după aia doar ajung să-l ascult din complezență, să fiu la modul... Mm -hmm. Da, da, mai spunem decât să îi spun că bă, frate, sunt spart, am pierdut cu totul firul, nu-ți mai urmăresc povestea, nu știu cum am ajuns la povestea asta. Salut, sunt Vlad Bills, vă uitați la Hai Live Salutare, dragi prieteni, și bun venit la High Life, emisiunea noastră despre lege și droguri, unde promovăm în primul rând sănătatea și libertatea și în mod clar nu promovăm consumul de droguri. Aceste lucruri fiind spuse, bun venit la episodul 3 din High Life, iarba, Drogul tinereții mele, unde vă povestesc experiențele mele cu drogul numit marijuana. Iarba este cel mai consumat drog de pe planetă și din România și este drogul care mi-a provocat cea mai mare dependență de-a lungul anilor, mai mare și decât pastilele, spidul, coxul, acidul și toate drogurile la un loc. De-a lungul anilor am fumat efectiv toate tipurile de iarbă, de la indică la sativă la hibrid, la iarbă umedă, la iarbă uscată de o mărunțești din degete fără grinder, la iarbă bățoasă, la iarbă sămânțoasă, la iarbă pufoasă, la purple haze, la blue cheese, până la maroneală, la câmpenească românească, la genul ăla de iarbă atât de maro și de slabă, de te face să te întrebi, bă, unde a fost crescută iarba asta? În lagăr? Efectiv, toate tipurile de iarbă. Mie în viața asta iarba mi-a plăcut mai mult decât alcoolul, încă din adolescență iarba mi-a plăcut mai mult decât alcoolul. Puteai să îmi lași sticle cu cel mai scump alcool din lume în frigider și nu m-aș fi atins de ele cum atingeam de iarbă. Cel mai mult am ajuns să fumez iarbă când am ajuns la facultate în București, pentru că era o dinamică total diferită de orașul Mangalia. În orașul Mangalia, gramul se dădea la prețul de 60 de lei sau 70 de lei și nu era niciodată gug nu era niciodată gramul gram, era mereu o ciupeală, dacă primeai 0,8 era motiv de sărbătoare, iarba era mult mai slabă și arăta mult mai nașpa. Ei bine, când am venit la București, lucrurile s-au schimbat. Când mi-am luat iarbă din București, iarba era 50 de lei era gramul gram, dealerul chiar îți spunea iarba pe cântar ca să vezi și tu cu ochii tăi că e gramul gram și nu te fură nimeni și era mult mai bună. Se făceau lucrurile astea pentru că de obicei dealerii aveau mai multă cantitate de iarbă decât ea din Mangalia și o interesau să vândă cât mai multă iarbă și atunci era important tu ca client să fii mulțumit ca să te întorci acolo cu mai mulți bani și să te întorci acolo odată cu prietenii tăi. Când ai încercat prima oară alcool și când ai încercat prima oară iarbă? Le-am încercat pe amândouă în adolescență și alcoolul și iarba, doar că ce mi-a plăcut mie cel mai mult la iarba versus alcool, bă, a doua zi eram un om întreg, nu era ca la alcool, vai mă doare capul, vai mă arde stomacul, vai sunt mahmur, vai n-am chef de nu știu ce, iarba era un lucru cu care puteai să te spargi într-o seară și a doua zi să fii perfect sănătos. Nu era ca alcoolul sau MD-ul sau alte lucruri. Mă simt rău azi pentru că m-am simțit bine ieri. Nu e așa iarba. Când eram eu copil, credeam și eu în povestea asta că iarba nu dă dependență, că iarba are numai lucruri pozitive, că iarba este un fel de dar al lui Dumnezeu pe pământ pentru muritori. Și atunci fumam iarbă în fiecare zi, fără măcar să-mi pese, dacă e luni dimineața și fac un cui la cafea, dacă e luni seara și fac un cui ca să mă culc, dacă doar ce am mâncat o masă copioasă și fac un cui ca să mă simt mai bine, dacă am montat mobilă și fumez un cui ca să mă recompensez pentru asta sau dacă am fost în vamă la o petrecere pe boabe și tecnoase toată seara și acum pe dimineață fumez un cui ca să mă cilesc, să mă simt mai bine după petrecerea asta, indiferent că era luni, marți, miercuri. Zi sau noapte, găseam mereu un motiv ca să fumezi iarbă. Și când ți-ai dat tu seama că ești dependent de iarbă? Când mi-am dat eu seama că sunt dependent de iarbă, în momentul în care era foarte greu să fac lucrurile pe care le făceam pe iarbă, fără, de exemplu, fumam mereu un cui înainte să mă culc. Și când nu am mai avut așa ceva, îmi era greu să dor noaptea, încercam să fumez țigare după țigare, gândindu-mă că o să mă ia amețeala ca la iarbă, evident nu se întâmpla așa ceva și mă uitam pe telefon pe Wicker să văd mm, de unde pot face rost de weed la ora asta. Deci mie îmi plăcea foarte mult să fumez iarbă atunci când eram singur în casă. Nu mi-a plăcut atât de mult să fumez cu alți oameni pentru că eu căpătam anxietate socială. Îmi dădea un fel de anxietate și cringe. Îmi rămâneau gândurile în cap. Adică, ce vreau să spun prin asta, prietenii mei vorbeau, aveau diferite subiecte și eu nu spuneam ce aveam în minte, rămâneam cu subiectul ăla și ei deja treceau la următorul subiect și eu rămâneam cu subiectul ăla în minte. Țin minte că mă cringeam atât de tare în contexte sociale, odată a venit o fată la mine acasă și am fumat iarbă cu ea și ne-a crinjuit atât de tare, ne-a dat o anxietate atât de mare încât n-am mai făcut nimic cu ea în seara aia. Am făcut ceva cu ea abia la următorul date, când, slavă Domnului, eram amândoi treji și nu am mai fumat ierbică. Ce obțineai tu de la iarbă? Care erau beneficiile din punctul tău de vedere când fumai? Ce mă bucura cel mai mult la iarbă când fumam singur acasă? Îmi liniștea frica de singurătate. Eu mereu când eram singur mă simțeam abandonat și mă simțeam respins. Ăsta era un automatism de pe vremea când eram mic, de unde am moștenit eu frica asta de singurătate, mama mea era genul de femeie care eu mereu m-am gândit că îi place mai mult să se ducă la muncă decât să stea cu mine acasă. Mama era genul de femeie, a stat până în ultimele luni de sarcină, până să nască, a stat la muncă, după care nu și-a luat tot concediul acela maternal de 2 ani de zile. A plecat la muncă mai devreme și mi-aduc aminte niște episoade. Când eram copil, aveam vreo 3-4 ani și dormeam în pat cu mama și o țineam de mână cu degetele mele mici, pentru că mă gândeam că dimineața, când o să se trezească, nu o să mai poată să meargă la muncă pentru că o țin eu de mână. Evident, asta nu se întâmpla niciodată. Când mă trezeam dimineața, mă trezeam singur rămâneam singur sau rămâneam cu tata care mă bătea și nu mă făcea să mă simt în siguranță. Și de atunci am preluat aceste mami issues, această frică de singurătate și iarba mă făcea mai, să mă simt mai bine când stăteam singur în casă. Iarba mă făcea mai bine când stăteam singur în casă și puteam să trec mai ușor peste asta. Mă simțeam prost când stăteam o zi întreagă la muncă și după o zi întreagă de muncă nu era nimeni să mă aștepte acasă când mă întorceam. Când fumai nu te mai simțeai singur? Eu când fumam iarbă nu mă mai simțeam singur, mă bucuram mai mult de timpul pe care îl peteceam cu mine însumi, fie mâncam dulciuri, fie ascultam muzică, fie făceam altceva, dar nu mă mai simțeam atât de abandonat și singur după ce fumam iarbă. Era mai plăcută singurătatea decât înainte. Dependența de iarbă nu este niciodată luată în serios pentru că niciodată nu este atât de serioasă ca dependența de heroină să fie cineva dependent de iarbă să fie la modul o oh, nu i-am vândut mamei mașina de spălat ca să fac rost de weed. Și acum trebuie să spăl toate rufele de mână. Mi s-au încrețit degetele de la marihuana. Știu că o să mor de la asta, dar nu mă pot abține. Niciodată dependența de iarbă nu e luată în serios de către nimeni. Și dacă îi spui unui prieten că nu te poți opri din fumat și că tu fumezi în continuu, el o să te întrebe, păi și nu vrei să facem un cui? Dependența de iarbă are niște noțiuni foarte subtile. Pentru mine, de exemplu, cum s-a manifestat această dependență, mă tenta uidu în continuu. Și dacă mi se întâmpla să am treabă acasă, să trebuiască să muncesc de acasă pentru corporație, faptul că aveam iarbă în casă mă neliniștea teribil. Eu îmi spuneam în capul meu că sunt un adult 100% responsabil, că știu ce înseamnă amânarea recompensei sau delay in gratification, că o să muncesc 8 ore pentru corporație și de-abia după aia o să vină recompensa. Vă dați seama că la 20 ceva de ani era o minciună, Fumam cuie când lucram de acasă, profitam de faptul că nu se simte mirosul prin Skype și că managerul meu nu o să știe niciodată că fac asta la muncă. Nu a fost chiar așa pentru că mi-au scăzut foarte mult rezultatele, nu am mai primit același comision, nu am mai primit același bonus. Nu am mai primit aceiași bani și la un moment dat managerul a ajuns să mă bage într-o ședință să mă întrebe de ce nu mai sunt atât de productiv ca înainte iar eu, eu i-am băgat o vrăjală cum că nu e luna mea norocoasă decât să-i spun despre cuiul la mare. Și partea asta cu munca de acasă nu a fost singurul episod și dacă trebuia să mă duc seara la stand-up comedy îmi doream foarte mult plăcerea aia de a fuma un cui și nu aveam răbdarea necesară să aștept să termin numărul ăla de stand-up comedy și de-abia după aia să fumez. Am apărut fumat la niște episoade din Rose Battle din cauza asta până mi-am dat seama că nu e ok, că trebuie să fii profesionist, că oamenii se așteaptă de la tine să le livrezi un produs de calitate și că sunt niște oameni care până la urmă au plătit bilet și nu au plătit bilet ca să te vadă pe tine cum uiți glumele și ți-e frică și nu știi ce faci. Ce lucrai când s-a întâmplat povestea asta cu managerul și cu scăderea de performanță? Ce lucram? Păi lucram la Vodafone în vânzări. Eu eram cel care îi suna pe oameni ca să le vândă telefoane și abonamente și trebuia foarte mult să fii persuasiv și să ții foarte mult la pământul de sub picioarele tale. Pentru că tu dacă îi sunai pe oameni, alo, bună ziua, vreți să cumpărați nu știu ce? Răspunsul era nu. În 90% din cazuri răspunsul era nu. Nu se întâmpla nimeni să zică, da, haideți să continuăm. Și tu după aia trebuia să discuți cu ei, dar de ce nu vreți să cumpărați? E un telefon foarte bun, e un abonament foarte bun. Trebuia să ai carismă, trebuia să ai tărie de caracter, trebuia să susții punctul de vedere, trebuia să plusezi pe avantajele alea și nu doar pe faptul că o să-i coste mai mulți bani la abonament sau că trebuia să fie un abonament separat. Eu când fumam iarbă eram foarte moleșit și foarte împăcat cu mine însumi și când primeam un nu de la un client gen nu, nu vreau să cumpăr, eu eram foarte spart și eram la modul ok... Și vă dați seama că nu mai făceam comisiuni din vânzări sau bonus cu atitudinea asta de lăsătoare, nu vreți să cumpărați bine, pa, vă închid telefonul. Nu funcționa așa. Lăsând gluma la o parte, iarba îți poate strica ambiția, îți poate strica viitorul, îți poate strica dorința de a reuși în viață, pentru că se întâmplă să fumezi iarbă când e supărat și totul pare minunat în jurul tău și nu o să-ți mai dai seama de problemele pe care le ai decât a doua zi când te trezești după ce ai fumat cuiu ăsta blană. Probabil că aș fi avut mai mult succes în viață și aș fi ajuns mai departe dacă nu fumam atâta iarbă și dacă nu stricam episoadele de la Rose Battle. Vreau să vă spun că asta nu se întâmplă în rândul tuturor consumatorilor. Eu vorbesc strict din punctul meu de vedere este foarte important ca tu ca persoană să ai autocontrol. Eu cunosc oameni care au autocontrol și sunt în stare să fumeze doar după ce termină munca, doar după ce termină treaba, doar după ce și-au luat banii. Eu n-am fost niciodată genul ăsta de om, am fost mai mult o personalitate mai addictiv de fel, indiferent că a fost vorba despre droguri, despre jocuri pe calculator, despre femei sau despre sex. Mereu mi-am dorit mai mult și mai mult și mai des și mai des și niciodată n-am avut autocontrolul ăsta. Ăsta e unul din motivele pentru care niciodată n-am jucat la cazinouri sau la aparate. Au mai fost prieteni care mi-au zis, hai Vlad să mergem să băgăm 10 lei și am refuzat pentru că am știut mereu că sunt o fire adictiv și nu o să mă opresc la 10 lei. Vreau să fie clar că nu e șmecher dacă fumezi iarbă. Sunt unii oameni care spun, uite ce șmecher e Snoop Dogg, că fumează iarbă și nu are niciunul din efectele astea adverse de la anxietate la lene de care vorbești tu. Vreau să vă spun că Snoop Dogg este o excepție și depinde foarte mult de la persoană la persoană, de la personalitate la personalitate. Uitați-vă de exemplu la 50 Cent, care e prieten cu Snoop Dogg, el a zis în cartea lui că nu mai fumează iarbă pentru că îi provoacă anxietate și lene. Și 50 Cent este un rapper care este milionar în dolari și care a fumat cu toată lumea de la Snoop Dogg la Dr. Dre, la Eminem, la Wiz Khalifa, la mai știu eu ce, într-o țară ca America unde sunt legi mai blânde și unde sunt state unde iarba e legală și poți să ai ce soiuri vrei, să cumperi, să fumezi ce soiuri vrei. Este irelevant ce soi de iarbă fumezi și dacă fumezi singur sau fumezi cu Snoop Dogg ca 50 Cent, tu ca personalitate poți să simți anxietate și poate să te lenevească. Și vreau să vă mai spun un lucru despre această diferență între ghilimele dintre indică și sativă, pentru că lumea spune că doar indica te doar indica te pune la somn și sativa nu îți dă o stare de trezire și de atenție sporită. Iarba în sine te lenevește și te pune la somn. Este ca alcoolul dacă spui tu că vinul mă bagă la somn, dar iegărul mă agită pentru că are foarte mult zahăr în el. Fals bea tu destul Jäger și eu îți garantez 100% că Jägerul ăla cu mult zahăr o să te bage la somn. Așa și cu iarba, fumează tu multă, multă sativă și eu îți garantez că sativa aia care te agită o să te bage până la urmă la somn. Deci iarba și stand-up-ul. Ăsta e un subiect interesant și m-a întrebat foarte multă lume dacă fumezi iarbă când dau glumele. Vedeți voi, eu sunt un om care poate că vorbesc mai lent decât majoritatea oamenilor și oamenii când m-au văzut pentru prima oară la Ai Humor sau la alte concursuri Generous Battle mă întreabă dacă eu de obicei fumez când mă urc pe scenă. Răspunsul este nu. Nu fumez când mă urc pe scenă, am învățat să fiu mult mai profesionist de-a lungul anilor, când m-am apucat prima oară de stand-up în 2017-2018 fumam la open mic-uri, acum nu mai fac lucrul ăsta pentru că îmi dau seama că sunt niște oameni care plătesc un bilet și se așteaptă la calitate și la profesionalism. Eu dacă fumez iarbă înainte să mă urc pe scenă, uit glumele, dau glumele mai lent, am o anxietate socială, gen, cine sunt ăștia 200, 300, 400 de oameni care se uită la mine, ce vor de la mine, încep să transpir, în timp, încep să am foarte multă anxietate și nu mai dau glumele la fel de bine. În momentul în care eu eman anxietate și paranoia în timp ce dau glumele, lucrurile astea se transmit publicului și oamenii se crinjuiesc și ei și nu mai ies glumele la fel de bine. Nu este important doar textual ceea ce scrii, este foarte important și delivery-ul și partea de interpretare. Și tu dacă interpretezi și livrezi un lucru cu anxietate și paranoia, lucrul ăsta se simte. Deci nu, nu mă urc pe scenă fumat, am ajuns să fiu mult mai profesionalist de atât. Dar când scrii, ajută în vreun fel? Sau când pregătești materialul? Nu, nici când scriu glume nu sunt fumat pentru că gândul meu se mișcă de la un lucru la alt lucru și nu pot să mă concentrez destul de mult cât să pot să scriu o glumă sau o poveste cap-coadă, să găsesc un punch sau o întorsătură interesantă, mereu mi se duce gândul la cu totul altceva și nu pot să mă concentrez la fel de mult. Este ca atunci când am o discuție cu oamenii un prieten îmi povestește ceva, eu sunt spart pe iarbă, mi se duce gândul la cu totul altceva și după aia doar ajung să-l ascult din complezență să fiu la modul uh -huh, Da, da, mai spunem decât să îi spun că bă frate sunt spart, am pierdut cu totul firul, nu-ți mai urmăresc povestea, nu știu cum am ajuns la povestea asta. Al doilea motiv pentru care fumam eu iarbă pe lângă mami Ișuz, al doilea motiv pentru care fumam eu iarbă este ca să fac față mai ușor supărărilor și frustrărilor din viața mea. Și aș vrea să vă povestesc ultimul episod în care am pierdut lupta cu weed și m-am apucat din nou de fumat la modul grav de tot, când am avut o decepție în dragoste. Dacă știți vreunul dintre voi ce înseamnă să iubești o femeie și să ai impresia că ai iubit-o pe ea mai mult decât te-a iubit ea pe tine, că te-ai comportat cât de frumos ai putut cu ea și că ți-a păsat de ea sperând că sentimentul este reciproc și că și ea o să-i pese și o să aibă grijă de tine și că nu o să încerce să te evite și să te înlocuiască cu alții. Am avut o tipă de care mi-a plăcut foarte mult, noi ieșeam la date -uri. eu nu eram prietenul ei și nici ea nu era prietena mea, dar undeva într-un colțișor al minții mele mi-ar fi plăcut să fie prietena mea și încercam să mă comport cât mai frumos cu ea și ea se comporta câteodată frumos cu mine, dar avea mult mai multe momente când nu se comporta atât de frumos cu mine eu i-am văzut red flagurile și i-am ignorat toate red i-am ignorat toate defectele, sperând că într-o zi o să pot să fac toată treaba să meargă de la sine. Care erau red flagurile despre care vorbești? Aici o să, o să intru acum, tipa asta, de-a lungul perioadei când ne-am deituit, mi-a dat foarte multe red flag pe care le-am ignorat în continuu, sperând că o să înceteze și că o să vadă că sunt un om bun și că nu merită un asemenea comportament copilăresc. Primul red flag de la grav pe care mi l-a dat, eu am chemat-o într-o seară la un concert la Subcarpați, ea mi-a zis că vine, n-a mai venit, nici nu mi-a dat vreodată mesaj că nu mai vine și m-am simțit atunci abandonat și singur. Ea nu mi-a dat mesaj că nu mai vine, mi-a dat mesaj abia a doua zi, găsind o scuză foarte stupidă, de genul îmi pare rău că n-am mai venit, dar am adormit. Îți dai seama că nu am crezut niciodată așa ceva că a adormit dar am preferat să iert și să las de la mine decât să îi reproșez niște lucruri, așa cum îmi reproșa mama mea mie sau să devin agresiv la fel cum era taică eu agresiv cu mine. Din păcate, red flag nu s-au oprit aici, pentru că a văzut că își permite și a continuat. Al doilea red flag, este doar pentru Patreon, îl pun pe Patreon, Na, dacă tot a fost o poveste de dragoste nereușită măcar să scot bani din asta, este un red flag foarte interesant care s-a întâmplat după ce am făcut sex și puteți să-l vedeți și voi pe Patreon. Ideea este că eu mă frustram și mă supăram foarte tare pentru Red flag și simțeam că sunt eu vinovat cu ceva, că o las să facă asta, că nu sunt destul de bărbat sau ceva ca să mă respecte și fumam foarte mult uid ca să nu mă supăr. Atunci când am rămas singur la concert la Subcarpat și nu mi-a zis că nu mai vine, am fumat foarte mult uid ca să mă simt mai bine, să mă simt mai împăcat și să nu reproșez lucruri sau să nu am un ton agresiv. Făceam asta doar ca să mă liniștesc pe mine însumi. Al treilea red flag și cel mai grav red flag pe care l-am primit vreodată, ea mi-a zis că nu vrea să ne mai vedem pentru că vrea să se concentreze pe dezvoltarea personală și profesională, ceea ce vă dați seama că era o minciună. Eu niciodată nu i-am interzis să se vadă cu alți băieți sau să petreacă timp cu ea pentru că oricum nu eram prietenul ei să facă așa ce să să fac așa ceva. Dar ea oricum a continuat să mă mintă prin dezvoltare personală și profesională. Ea voia să spună că vrea să se dezvolte personal și profesional cu alți băieți și cu mine nu. Și pe la cluburi și pe la festivaluri mă uitam la story și ea se ducea la cluburi și festivaluri și așa se dezvolta ea personal și profesional. Și vă dați seama că m-am simțit respins. M-am simțit exclus, cum de a avea timp să se vadă cu mai mulți bărbați și cu mine nu, când m-am comportat atât de frumos cu ea și ea m-a mințit. Și mi s-a activat foarte mult teama asta de respingere și de abandon și toate mamii ișurile, deci efectiv se strângea carnea pe mine nici nu puteam să mi-o scot din cap, chiar dacă îmi făcea foarte mult rău, și atunci singura opțiune pe care am avut-o în momentul respectiv a fost să fumez o grămadă de iarbă. Ăla a fost momentul în care am pierdut lupta cu Idu, ca să spun așa, și am început să fumez extraordinar de mult. Fumam foarte mult înainte să mă culc. Dimineața când mă trezeam aveam aceleași gânduri de respingere în cap, deci îmi făceam un cui și dimineața și eram spart toată ziua, ceea ce mi-a pus toate planurile pe așteptare, adică vreo două săptămâni am făcut pauză de la box pentru că eram spart toată ziua am făcut pauză de la stand-up pentru că eram spart toată ziua, nici măcar nu mai găteam, mi era lene să gătesc, așa că îmi comandam de mâncare de pe net și îmi dădeam gaură în buget singur pentru că eram sărac și am mă în continuu, îmi dădea like-uri la story -uri și ne-am trimitat storiul cum se uită ea la highlight episodul întâi, chiar dacă n-avea timp să se dezvolte personal și profesional cu mine, doar cu alți bărbați. Și am continuat să fumez iarbă în continuu până am făcut un atac de panică și m-am gândit, bă, ce fac aici? Mă duc la pușcărie, ce fac? Mă, mă duc în jos continuu și stand-up-ul și boxul și alte lucruri pe care le făceam mă defineau pe mine ca om și mă ajutau în viață și nu puteam să renunț să cad în depresie la chestiile astea pentru o femeie care nici măcar nu mă iubește și care petrece timp cu alți bărbați și cu mine nu. Și asta e ceva ce pot să-i sfătuiesc și pe oamenii care se uită la High Life. Dacă vreodată aveți o dezamăgire în viață și în dragoste și pe plan financiar sau familiar sau orice altceva, nu vă lăsați să cădeți nu vă lăsați să fiți dezorientați sau să vă duceți în jos, pentru că în momentul în care persoana aia care v-a rănit o să vă vadă peste o lună, două, trei luni, o să zică ce terminat, mai bine că l-am lăsat, nimeni nu se întoarce la tine din milă. Dar dacă tu folosești toată această frustrare, toată această supărare ca să devii mai bun, să o folosești ca pe post de combustibil pentru motor ca să poți să faci lucrurile din ce în ce mai bine și ca și carieră, și ca și videoclipuri, și ca și glume, și ca și orice altceva. Este un combustibil care te duce din ce în ce mai sus în viață când persoana aia o să vadă ce om minunat ești și ce om de succes ești tu, o să-i pară rău că te-a pierdut și că te-a lăsat pentru alții. Deci folosiți frustrările și supărările ca să vă motiveze să reușiți în viață, nu ca să faceți depresii și să consumați droguri, nu încurajez consumul de droguri. În încheiere vreau să vă spun că legea din România este cea mai proastă lege de pe tot continentul european privind deținerea și consumul de cannabis, în legea 143 pe 2000 privind deținerea și traficul de droguri. Deținerea de cannabis în orice cantitate se pedepsește cu amenda penală sau cu închisoare de la 3 luni la 2 ani, indiferent de cantitate. Nu spune nicăieri, dar nicăieri în legea asta, că dacă ai tu 0,2 grame de iarbă pentru consum propriu, ei garantat amendă penală sau dacă e, ai un gram, ei până la un an de închisoare. Nicăieri. În legea asta nu scrie așa ceva. Poți să primești amendă penală la fel de bine cum poți să primești închisoarea. Eu chiar mi-aș dori să avem o lege ca în Marea Britanie sau Germania sau Suedia, unde apropo iarba nu este legală, dar este contravenție. Adică atunci când te prinde cu un cui pentru consum propriu, primești avertisment, îți confiscă iarba, îți dă da amendă contravențională, nu penală. Adică nu te duci la pușcărie dacă nu plătești amenda. Și asta e. În timp ce în România se poate ca parchetul să ceară pușcărie, chiar dacă ești prins cu jumătate de gram de iarbă pentru consum propriu. Asta mi s-a întâmplat și mie. Au cerut închisoare pentru mine pentru jumătate de gram de iarbă, doar pentru că aveam antecedente penale și era în stare de recidivă. Și am primit 7500 de lei amenda penală. Mie mi-ar plăcea să fac un proiect legislativ în care pedepsele să fie mai mici pentru consumatori. Să spunem că pentru un gram de iarbă primești garantat, dar garantat amenda penală, nu poate nimeni să te bagi la pușcărie nici dacă ai antecedente penale. Mi-ar plăcea să fie stabilite niște pedepse în funcție de cantitate. Și probabil că o să propun un proiect legislativ în momentul în care o să am capitalul social de imagine necesar și o să creez un fel de awareness, o conștientizare despre asta în societate. În încheiere vreau să vă spun că puteți să susțineți proiectul cu High Life fie prin donații pe Patreon, aveți linkul în descriere, fie cu un follow pe Instagram măcar pe canalul meu și privind YouTube-ul un like, un share, un comentariu la clipul acesta postat pe canalul cu Happy Fish ca să putem să hecuim algoritmul și să ne ducem mai sus cu vizualizările. Vă mulțumesc frumos și să aveți o seară bună în continuare!